Bună, dragele mele, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Deborah, știu că nu ne-am văzut, cred că de vreo 2 săptămâni. Asta e, nu am scuză decât că am fost super mega ocupată și nu pot să filmez clipuri decât atunci când simt și când sunt bine dispusă și așa, pentru că o fac din plăcere, o fac pentru mine și pentru voi, pentru că îmi place să ajut. Și mă bucur când îmi spuneți că ați aflat o părere nouă sau ceva de genul, pentru că și mie îmi place la fel, la rândul meu, să văd păreri despre produse, despre una, despre alta, așa că și eu urmăresc cu drag alte youtuberițe. Bun, dar nu despre asta e vorba. Astăzi vreau să vă arăt câteva produse noi pe care le-am cumpărat sau le-am primit în luna iulie. Vorbesc prostii. Deci, astăzi am să vă arăt câteva produse noi, pe unele le-am cumpărat, pe altele le-am primit în luna iulie, după ce am venit din concediu și un singur produs înainte să merg în concediu. Spun asta pentru că vă știți că în iunie și iulie mi-am propus să nu-mi cumpăr produse și am cam reușit, cred că mi-am cumpărat un produs, ceva de genul, de fapt mi-am cumpărat, da, un gel de duș înainte să merg la mare, pe care vi l-am arătat într-un clip de la mare, dar așa, produse de răsfăț, să zic, nu mi-am cumpărat decât după ce am venit din concediu, iar pe celelalte le-am primit. Sunt produse pe care urmează să le încerc, să le testez și apoi voi reveni cu detalii. Cu care să încep, oare? Hai să încep cu cele de la Melchior, pentru că a înnebunit internetul și Instagram-ul cu Melchior și mi-am cumpărat și eu 3 nuanțe. Acestea sunt Joy, Daring și Faithfully. Acestea 3 sunt, toate 3 îmi plac. Am scris un articol pe blog despre acestea 2, pentru că Faithfully le-am comandat după aceea, le-am comandat pe rând. Primul l-am comandat de test pentru că am văzut că sunt foarte lăudate, apoi pentru că mi-a plăcut textura, mi-am cumpărat și cealaltă nuanță mai rece, care mi se potrivește mai bine, și apoi mi-am cumpărat nuanța nude. Culorile lor nu coincid cu cele de pe site-ul Melchior, dar sunt culori superbe. Și am să vă las un link în bara cu descriere spre articolul unde vă arăt și o poză făcută în lumină naturală și voi adăuga și o poză pentru acesta, pentru că deocamdată nu este, dar voi adăuga cât de curând. Și la prima comandă, deci când am comandat prima nuanță pe Melchior, am primit acest lac de unghii cadou, era cadou atunci, era promoție, primele 100 de persoane care comandau, și mi-am cumpărat această nuanță nude, pentru că îmi place culoarea și pentru că îmi plac rezistența lacurilor de la Melchior. Bun, apoi vă arăt această baterie externă pe care am cumpărat-o înainte să merg la mare, pentru că nu am vrut să rămân fără baterie la telefon și oricum de mult mi-am propus să-mi cumpăr una. Am găsit-o pe aceasta de la Samsung, am găsit-o pe eMAG, nu mai știu, în jur de 100 și un pic a fost, ceva de genul. Deja mi-am încărcat telefonul de vreo 3 ori și dacă apăs aici lateral, mai are încă o liniuță, de 3 sau de 4 ori? De 4 ori cred că l-am încărcat și mai are încă o liniuță, adică cred că o să mă încarce telefonul încă o dată. Plus că a mai fost așa când mi-am ținut telefonul legat de baterie și, nu știu, gen o jumătate de oră până am ajuns acasă sau o oră și mi s-au încărcat, nu știu, jumate din bateria telefonului. De asta vă prezint, pentru că este super folositoare, este foarte bine să o ai în geantă, da, este mai grea decât, nu știu, celelalte la care li se fac reclamă, dar eu am ales, pentru că am telefonul de la Samsung, am ales să-mi cumpăr și baterie tot așa, marca Samsung, și sunt foarte mulțumită de ea. Ce nu-mi place este că se încarcă, această baterie externă se încarcă foarte greu, adică ca să o încarc cu totului, cred că mi-ar trebui o noapte și o jumătate de zi, ceva de genul, în jur la, nu știu, 12-18 ore ca să o încarc cu totului, dar după aceea o pot folosi deja, nu știu, am încărcat acum, înainte să merg la mare, acum 2 săptămâni și ceva
Și ce-i drept, nu îmi încarc zilnic telefonul de la ea, dar, așa cum v-am spus, cred că de 4 ori mi-am încărcat telefonul cu ea și uite că mai merge. Plus că se pot încărca două telefoane simultan. Ea are aici o mufă mică, dar este foarte mică. Asta va trebui să țineți telefonul legat de această baterie externă și dincoace sau dincoace, unde vreți. Pentru că are încă două mufe, una mică pentru telefon, care este la fel cu cea din telefon. Și de obicei aici se încarcă ea, bateria. Și dincoace este o mufă USB, care la fel puteți încărca un telefon. Îmi place foarte mult. Am să vă las link în bara cu descriere de pe site-ul EMAG unde am cumpărat-o și vă recomand. Bun. Nu mai știu care a fost ordinea în care au ajuns. Ba, acesta a ajuns următorul. Este un CC cream de la Andalou, de pe Secom. Precis, deja ați văzut pe contul meu de Instagram. Acest CC cream este cu SPF 30 din gama 1000 Roses. Eu am masca din aceeași gamă și îmi place foarte mult. Deja de o săptămână o folosesc zilnic, îmi place mult, dar părerea mea am să vă spun într-un articol sau într-un clip viitor. Pe ea arată că are o nuanță, că este nuanțată, dar pe ten nu prea se vede mai deloc. Îmi place că are SPF 30 și îmi place că are ingrediente super benefice tenului. Motiv pentru care am folosit-o direct pe ten, adică n-a fost nevoie să folosesc și alte creme hidratante atunci când am simțit nevoia. Adică nu în fiecare zi. Au fost zile când mi-am aplicat doar un ser pentru ten și mi-am aplicat acest CC cream și apoi mi-am pus machiajul. S-a comportat foarte bine, machiajul peste ea se comportă foarte bine. Și așa cum vă ziceam, are și nutrienți benefici pielei, dar are și SPF 30 care o face minunată. Miroase a parfum, miroase a trandafir, adică are parfum de trandafir. Dacă vă deranjează parfumul trandafirilor, din păcate, nu cred că o să vi se potrivească, dar dacă nu aveți treabă cu parfumurile, este un CC cream super lejer, dar are factor de protecție 30 și este destinat pentru tenul sensibil. Mie îmi place foarte mult. Bun, următoarele produse pe care mi le-am cumpărat de data aceasta de pe Vivantis, pentru că eram curioasă nu știu, să plasez o comandă, bine, mi-am mai pus și alte produse în coș, între timp au dispărut, așa că am zis, hai să trimit o dată comanda până nu dispar și astea. Înainte să primesc CC cream-ul de la Andalou, erau puse astea în coș și mi-am ales aici de la Dermacol o cremă hidratantă rezistentă la apă cu SPF 30 care în capăt are un balsam de buze. Am folosit-o deja odată, este o cremă mai nutritivă, ea conține de pantenol și vitamina E, are factor de protecție 30. V-am zis, am folosit-o doar o singură dată, așa că trebuie să o mai folosesc ca să vă pot spune mai multe despre ea. Și lângă această cremă am primit și o mascara care este violet, cred. Da, este o mascara colorată, n-am desfăcut-o pentru că această culoare eu nu o voi folosi și cred că o voi face cadou. Bun, acestea au venit împreună pentru că mi se terminase, de fapt, mi s-a rupt și din ce mi-a rămas din creionul de la Maybelline, l-am terminat, așa că am vrut să-mi cumpăr un nou creion pentru sprâncene. Pe acesta, tot de la Dermacol este, nuanța 02 este un maro mai închis. Ce pot să vă spun despre el este că are vârful super, super moale și colorează foarte bine. Asta este un lucru bun, doar că este atât de moale, încât dacă nu ești atentă, poți să trasezi, nu știu, linii prea accentuate pe sprâncene și eu asta am pățit prima dată. Și culoarea este mult mai închis, adică este mult prea închis pentru sprâncenele mele, dar se poate folosi dacă vrei doar foarte, foarte ușor să umpli niște goluri în sprâncene. Nu, mie nu mi se potrivește și eu nu l-aș recomanda
pentru umplerea cu totului a sprâncenelor, pentru că, așa cum v-am zis, are mina foarte moale și se pune foarte mult produs pe firul de păr și pe piele pentru sprâncene. Nu pot să zic că îmi place, dar am să-l mai încerc și apoi am să vă spun mai multe păreri. Și am vrut să și vreau de fapt să încerc produse profesionale pentru păr, așa că mi-am cumpărat aceste două produse pentru că erau la promoție. Vreau să mai îmi cumpăr și masca din aceeași gamă și urmează, dar nu mai știu, lipsea de pe stoc sau nu era la promoție, ceva de genul. Aici am șamponul care are 250 de mililitri și aici am balsamul care are 150 de mililitri. Îmi place foarte mult faptul că șamponul are cantitate aproape dublă față de balsam, așa le voi putea folosi împreună și se vor termina aproximativ deodată. Sunt din gama Pro Keratin Refill pentru părul deteriorat și pentru a corecta keratina din firul de păr. Eu am avut părul destul de degradat în ultima perioadă și de asta am zis hai să încerc niște produse profesionale pentru îngrijirea părului. După ce le voi folosi, voi reveni cu detalii. În momentul acesta folosesc alte produse, printre care și o gamă tot de la L'Oreal, care îmi place, dar vreau să le termin pe acelea, mai am ceva de testat și apoi le voi folosi pe acestea. Bun. Dacă suntem la L'Oreal, hai să vă arăt două produse pe care le-am primit chiar săptămâna trecută. Primul este un ruj, este un ruj mat din gama Color Rich Mat și este nuanța 463. Este un fel de plămâniu rozaliu, cumva, un plămâniu deschis rozaliu, care pe buze este un fel de violet. Ce îmi place foarte mult la acest ruj este că rezistă foarte, foarte bine. Se aplică ușor, fără să ieși pe din afară, pentru că eu nu mă prea pricep să-mi conturez sau să-mi aplic frumos rujul, dar acesta se aplică ușor, nu usucă buzele și rezistă foarte mult. Deci, îl aplic, l-am aplicat dimineața la 7, înainte să merg la serviciu și când am ajuns acasă, la ora 4 sau după 4, aveam acest ruj pe buze. E drept că în ziua respectivă nu cred că am mâncat mare lucru, am gustat numai niște fructe și am băut apă, dar mi-a rezistat foarte bine. Asta înseamnă vreo 8-9 ore, vreo 9 ore și îmi place foarte mult. Deși nu scrie că este unul rezistent, oricum urmează să scriu un articol în detaliu despre aceste noi rujuri pentru că îmi place foarte mult cum rezistă, chiar îmi place. Și culoarea este uniformă și plăcută, chiar îmi place. Iar următorul produs nou, tot așa pe care l-am primit de la L'Oreal, este acest kit pentru sprâncene. Și am să țin așa să nu cadă. Conține aici o ceară care este și ea puțin colorată și un fard care este colorat pentru umplerea sprâncenelor. Are o periuță cu perii într-un capăt și cu, cum îi zice, amândouă sunt perii. Pensulă și perie și mai jos are o pensetă foarte mică. Așa conține kitul. Hai să vi-l arăt mai aproape. Dacă vrea să focuseze, nu vrea. Îmi pare rău, nu vrea să focuseze camera, dar oricum am să vă spun mai multe într-un articol pe blog. Încă nu am încercat, am primit-o doar zilele trecute și n-am reușit să o încerc. Și ultimul produs și cel mai așteptat de către mine este acest spray sau spray, cum vreți să-l spuneți, Serozinc se numește, de la La Roche-Posay. Chiar vroiam să-l cumpăr vara asta și nu știu de ce am tot amânat, data viitoare, data viitoare. Sau am uitat să-l pun în coș de cele mai multe ori, dar mi-am dorit foarte mult să-l încerc. Este un toner pentru ten, o apă îmbunătățită pentru ten, conține sulfat de zinc, care are efect și antiinflamator foarte bun pentru ten, matifiază foarte bine tenul și ajută la refacerea mai repede a cicatricilor de pe ten, a urmelor lăsate de acnee, în plus cumva strânge și reface suprafața, nivelul de la suprafața a pielii
Și, așa cum vă ziceam, zincul este un ingredient minune pentru tenul nostru și mai în special pentru tenul gras, pentru că reduce strălucirea feței, adică secreția de sebum care duce la strălucirea feței. În plus, el este și un antiinflamator foarte bun pentru cicatrici, pentru cicatricile după acnee sau pentru coșuri. Și, în general, pentru tenul sensibil, iritat, reactiv, cum este cel mixt sau gras. Abia aștept să o încerc, am folosit-o o singură dată pe ten, dar urmează să mai folosesc și apoi revin cu detalii. Chiar acum câteva produse pe care le-am primit și pe care sunt sigură că deja le-ați văzut și la mine pe Instagram și la alte persoane, dar vreau să vi le arăt și vouă în caz că nu le-ați văzut. Am primit aceste două produse din gama Tesorii de Oriente și chiar dacă ziceam că preferata mea este gama cealaltă cu ritualuri japoneze, îmi place foarte mult și aroma acestei game și nu pentru că le-am primit, ci chiar îmi place mirosul. Are un fel de miros, eu îi zic cremos, adică miroase a cremă condimentată. Mie așa mi se pare. Și este, nu știu, aceasta este o apă de parfum și aceasta este o apă de toaletă și aceasta este un gel de duș. Îmi place foarte mult cum miroase. Este o senzație foarte plăcută și merge foarte bine acum vara și la toamnă, pentru că se potrivesc cu aromele din această perioadă și în special cu cele spre toamnă deja de acum încolo. Gelul de duș nu conține parabeni, nu conține coloranți, uleiuri minerale și nu conține silicon și este super, super cremos. Dacă ajungeți în magazine, vă rog din suflet mirosiți-le. Sunt sigură că multora dintre voi o să vă placă aceste arome și aștept să-mi spuneți încă asta în comentarii dacă le-ați mirosit și dacă vă plac. Pentru că șampoanele Wash & Go și-au schimbat ambalajele, am primit și eu două variante. Prima, acesta mai mic, este cu extract de grâu și celălalt este antimătreață. Nu știu ce conține, dar este antimătreață. În fine, acestea sunt noile ambalaje a șampoanelor Wash & Go. Așa este ambalajul mic și are 200 de mililitri, așa este ambalajul mare care are 400 de mililitri. În magazine găsiți vreo, nu știu, 7 sau 10 variante pentru ce dorință aveți voi. Vreți voi? Deci găsiți cu extracte din plante, cu extracte din rodie, cu extracte din grâu, cu, nu știu, foarte multe, cu urzică, cu antimătreață. Toate promit să dea volum părului, să-l curețe foarte bine. Soțul meu a folosit această variantă și îi place foarte mult, deja a terminat un tub. Eu încă nu le-am încercat, dar urmează să le încerc și eu și apoi am să vă spun părerea mea despre ele. Între timp găsiți un articol pe blog cu detalii despre toate aceste noi produse de la Wash&Go. Și câteva doamne drăguțe s-au gândit și la soțul meu. Și cred că au aflat că îi plac aceste produse. Pe acesta chiar l-am cumpărat, așa că acum are două spray-uri de corp, două deodorante de corp parfumate. Și acesta este gelul de duș preferat de el, care este din gama Life True. Este o aromă foarte fresh. Da. Este o aromă foarte fresh, condimentată puțin, dar specială și specifică bărbaților, iar acesta este o aromă mai condimentată, pentru bărbatul îndrăzneț, pentru încrederea. Îmi plac foarte mult aceste două arome. Așa cum v-am zis, soțul meu chiar a terminat unul din acesta și un spray tot din această gamă și am cumpărat acesta, l-am cumpărat din nou și urma să-i cumpăr și gelul de duș, dar între timp câteva doamne drăguțe s-au gândit și la el și vă mulțumesc. Iar cei de la Vegis mi-au trimis pentru testare două produse pentru păr. Prima este o cremă pentru păr cu extracte naturale și petrol împotriva căderii părului. Încă n-am încercat-o, dar urmează să o folosesc. Este o cremă care se aplică înainte de a te spăla pe păr, sau ca și tratament împotriva părului și ea conține petrol. Eu n-am încercat produse cu petrol de când eram copil,
Deci chiar de când eram copil n-am încercat deloc. Urmează să o încerc și apoi să vă spun cum este. Ea conține 96% ingrediente sau extracte naturale, este procesat la rece și nu conține parabeni. Și ca să vă faceți o idee, conține alcool, printre altele, dar conține și ulei de măsline, petrol, ulei de ricin, ulei de coriandru, ulei din germen de grâu, ulei de nuci, urzică, iarbă mare, mesteac în salcie, tăneasă și turmeric. Acestea sunt. Iar dincoace am un șampon, tot de la Viva Natura. De data aceasta este un șampon pentru păr normal și gras, pentru fortifiere și promite să regenereze părul. El conține extract de lămâie și argan. Are 98,9% componente naturale și de origine naturală. Este procesat la rece, nu conține parabeni, iar ca și compoziție are glicerină, are ulei de citrice, din diverse citrice din gama lămâilor, are alcool de nat, adică cel etilic, și acesta are extract de brusture, de salcie, urzică, tătăneasă, mesteacă, turmeric, guarana, ce îmi place mult, cafea verde și ce mai era, iarbă mare și mușețel. Și aloie, din cât văd eu. Deci are foarte multe ingrediente naturale pe lângă alcoolul pe care îl conține, dar pentru scalp. Eu n-am avut treabă niciodată cu alcoolul, așa că le voi încerca și apoi voi reveni cu detalii despre ele și am să scriu și un articol pe blog. Cam acestea au fost produsele noi pe care le-am cumpărat sau le-am primit în ultima perioadă și ne vedem, nu știu, dățile viitoare să vă spun părerea mea despre ele. Între timp vă aștept și pe blog pentru că am câteva review-uri acolo și aștept să-mi spuneți dacă ați încercat careva dintre aceste produse, ce părere ați avut, dacă vă plac lip stain-urile de la Melchior, chiar sunt curioasă și sunt curioasă dacă sunt persoane cărora nu le plac aceste lip stain-uri de la Melchior, pentru că am să vă spun și eu mai încolo părerea mea, deocamdată doar am vrut să vi le prezint sau dintre aceste produse vreau să știu dacă vă plac, nu vă plac, care vă plac, care nu vă plac și de ce. Bun, vă las și ne vedem data viitoare la un nou clip. V-am pupat și vă doresc numai bine!